La online shop puteți alege dintr-o varietate mare de modele. Chiar și pentru Peugeot 307 sunt în jur de 4 modele. Puteți merge și pe varianta 7911 din două bucăți, care imită perfect bordul ca și textură. După cum vedeți, luminile în bord sunt albastre. Se pot alege două culori. Acesta este dimmerul. Culorile sunt roșu, acest violet și albastru. Trei culori la alegere pentru acest sistem. Acest sistem vine și cu CAN-bus, deci și comenzile pe volan o să meargă cu siguranță. La fel ca și restul navigațiilor de la noi, după cum v-am obișnuit, funcțiile principale sunt DVD player, are acest VCDC, care înseamnă memorarea 6 CD-uri audio, după cum se poate vedea. Are conexiune USB. Conexiunea USB este undeva în spate, deci o să trebuiască să trageți cablu în față. Conexiunea SD card, aveți aici un card pentru GPS și un card SD DVD denumit, special pentru videoclipuri, muzică. Avem și radio FM AM cu funcție RDS. O să schimb și punctele de interes. Are și amplificator incorporat audio de 4x50. Avem și funcțiile primare pe aceste butoane. Prezintă și funcția Picture in Picture și Second Zone. Are și Dual Zone, o să intrăm imediat în navigație. Harta este la fel full Europa, inclusiv România, la nivel de stradă și număr. Birat, a doua stradă, birat, la stânga. Cărțile sunt din septembrie 2009, inclusiv în România. Avem și Bluetooth incorporat pentru a folosi acest sistem de navigație ca și car kit. Conexiune iPod. Auxiliar, la fel se poate monta tetieră sau cameră de mers înapoi. Să intră puțin pe DVD player. Se pot schimba și sunetele. Bobby girl, you
Avem și opțiuni pentru diferite fișiere video și audio. Setările panoului. E până acum cel mai reușit sistem de navigație de la TTI pentru Peugeot 307. Ecranul de 800x480 face ca toate filmele și videoclipurile se vadă foarte